Săptămâna patimilor, vine și cu vești bune, și cu vești bune, se face dreptate, încet, cu greu, și păcătoșii, să mă exprim într-o așa, într-un limbaj a celor tari păcătoși, adică bandiți și hoți, iată, ajung să fie luați în seamă și de justiția din Republica Moldova. Cu greu, cu întârziere, dar hoții trebuie să ajungă la pușcării. Da? Deci se poate. Se poate. Mai ales când ani de zile judici, ani de zile amâni și tergiversezi, într-un final, dacă este și bunul simț și rezonezi cu ceea ce așteaptă societatea, așteaptă oamenii, se poate face dreptate și condamnat bandiții și hoții pentru a da un semnal foarte clar că lucrurile astea nu vor fi tolerate și nici bortă nu s-ar ascunde ei cât de departe. Globul pământesc pentru bandiți și hoți devine tot mai mic și mai mic. Mai mic. Și acum va trebui autoritățile să spună toate eforturile ca acești rătăciți, bandiți, să fie aduși acasă și să stea acolo unde trebuie să stea.